Ilinca Simion, de nerecunoscut. Cum arăta înainte de a-l cunoaște pe George Simion? Ilinca Simion este apreciată de mulți oameni, mai ales după ce s-a căsătorit cu liderul Aur. Partenera de viața lui George Simion este o femeie foarte frumoasă, dar iată cum arăta înainte de a-l cunoaște pe soțul său. Ilinca Simion, soția liderului Alianței pentru Unirea Românilor, Aur este extrem de apreciat în mediul online, iar de fiecare dată când postează fotografii cu ea primește numeroase mesaje frumoase. Chiar dacă acum partenera de viață a lui George Simion a abordat un stil mai natural, Ilinca Simion a experimentat de-a lungul timpului mai multe lucruri. Imaginile publicate în mediul online de către aceasta arată că îi stă bine cu orice culoare de păr. De exemplu, în urmă cu patru ani, Ilinca Simion era blondă și nu îi stătea deloc rău. Dovadă este chiar una dintre imaginile de perețelele de socializare. Ilinca Simion arată minunat și cu șuvițe. Înainte de a-și vopsi părul blond, Ilinca Simion a optat pentru șuvițe și nu îi stătea rău deloc. Soția lui George Simion publicase în urmă cu mai mulți ani, mai precis în 2016, o imagine în care apare îmbrățișându-și o prietenă. Îmbrăcată simplu, cu o rochie neagră și tenește culoare bej. Ilinca Simion a demonstrat că poate arăta la fel de bine și cu șuvițe. Părul brunet o prinde pe Ilinca Simion. Pe pagina de Facebook a Ilincii Simion se regăsesc mai multe fotografii, unele mai vechi, altele mai noi printre ele există și câteva imagini în care partenera de viața liderului aur apare cu părul brunet, o altă culoare care îi vine foarte bine. Se pare că indiferent de nuanța de păr pe care o alege, Ilinca Simion arată foarte bine, iar acest lucru este demonstrat și de cei care îi comentează și apreciază fotografiile. Mulți dintre cei care o urmăresc în mediul online îi lasă doar mesaje pozitive și îi spun cât de frumoasă este. Ilinca Simion a absolvit masterul. În prezent, partenera de viață a lui George Simion este o femeie împlinită. Are o frumoasă relație cu liderul Laur, cu care s-a și căsătorit, și tocmai a absolvit un master în dreptul afacerilor, în cadrul Facultății de Drept a Universității Titu Maiorescu. Acest lucru nu a putut trece nesărbătorit așa că soția lui George Simion a publicat pe rețelele de socializare o imagine în care apare ținând în mână lucrarea sa de disertație. Cei care o urmăresc în mediul online au felicitat-o și au apreciat imaginea.